Bun găsit, dragii noștri iubitori ai sportului, urmăritori ai canalului de YouTube și cei care în Universul Erixev deja existați, faceți parte din această familie minunată și așteptați cu nerăbdare evenimente și ediții în premieră. Vă promitem una specială și astăzi, așa că vă invităm să rămâneți până la finalul ediției pentru a afla dezvăluiri în exclusivitate astăzi la Fight Club. Amintesc pentru început sponsorul principal Las Vegas, iar dacă încă mai există întrebări, eu vreau să vă lămuresc cu privire la posibilitatea urmăririi galei cu numărul 46, gala oficială care a făcut în conjurul lumii și vă spun asta cu adevărat. Dacă doriți să o urmăriți, abonați-vă canalului de YouTube la pachetul Gold la doar 29,99 lei pe lună, pentru că toate galele Next Fighter le veți putea urmări gratuit dacă vă abonați, bineînțeles, și la doar 24 de ore de la difuzare galele oficiale. Amintesc că, așa cum am zis, sponsorul Las Vegas și pe site-ul oficial folosind codul promo RXF pe lasvegas.ro puteți să aveți parte de surprize și rotiri gratuite. Îl prezint pentru început pe inconfundabilul și prefericitul Ionuț Atodireseni. Se simte așa izumării, măi, Ionuțe, la mine. Litoral pentru toți. Deja? Păi da. Mai avem până plecăm în vacanță. Bun găsit tuturor, dragilor. Avem 3 super invitații în această seară. 3 super fantastici care au făcut un match în gala RXF. Care s-a viralizat. Și mondiale. A făcut în conjurul planetei, să spunem așa. Voi prezenta eu primul invitat. Doamnelor și domnilor, în colțul albastru, perversul de pe Târgu Ohna. Bună seara, perversul, și bine ai revenit. Și adversarele lui care au acceptat să se lupte în cușca RXF și care au dat dovadă de curaj sunt nimeni altele decât Roxana Țuțu și Betișor. Bună seara, fetelor! Bine v-am revenit, seara, și bine v-am găsit! Bine ați revenit, felicitări! Felicitări victoriosului, felicitări vouă pentru curajul pe care l-ați arătat în cușcă și pentru că ați acceptat. Și o să începem cu voi, că ați fost două femei, a fost un meci și este în continuare disputat. Cum v-au privit după participarea în acest meci fanii voștri și haterii, dacă există, că bănuiesc că la fiecare e... Oamenii noștri automat ne-au felicitat pentru ei, suntem oricum campioane, doar pentru curajul pe care l-am avut să intrăm acolo. Dar, în schimb, suntem șocate de oamenii de care... societatea românească în care trăim, care... Dau noi, efectiv, ne scot pe noi vinovate. Nu înțeleg de ce, pentru că noi ne-am asumat să intrăm acolo, noi știam ce o să se întâmple acolo, adică nu am intrat nici să ne tragem de șnuri, nici să dansăm, știam clar că o să ne lovească, noi la rândul nostru la fel ce avem de făcut. Deci nu am încercat să demonstrăm că există egalitatea între sexe din punct de vedere al forței, pentru că nu avem cum și nu măsurăm asta, nu facem diferența prin forță, totuși este bărbat și... Aici e de ajuns să spui că e bărbat și deja se înțelege chestia asta. Noi, dar cine a pus problema? Publicul de acasă. Publicul de acasă. Și că noi am cerut egalitate între sexe, dar nimeni nu a zis asta de la bun început. Nu a existat subiect, cuvântul, egalitate în discuțiile noastre. Adică în momentul în care am acceptat, nu am spus să o acceptăm pentru că suntem egali ca da, de la femeie la bărbat. Să demonstrăm lui ceva. Să demonstrăm că noi putem să-l batem. Nu, am știut că de la început rezultatul. Ați vorba de cușcă, de sportul, de contact și de data asta am potrivit. Înțeleg acum o treabă. Vă văd foarte supărate și afectate. Acum nu înțeleg dacă sunteți atât de supărate pe public sau prin simplu fapt că ați pierdut lupta în fața Eu nu am cum să fiu supărată pe ceva ce știam că o să se întâmple încă de la început. Deci automat lucrul ăsta... N-am cum să fiu supărată pe ceva ce știam că se întâmplă. Ce a trecut prin mintea ta când ai luat prima palmă, primul capac așa mai serios de la perdeos? O adrenalină de aia maximă și simțeam că nu trebuie să renunț și ideea era... Știam oricum să mai, că o să-l mai primești și pe al doilea și pe al treilea, dar era ideea să, să trag cât mai tare, să dau cât pot, să se vadă cât oricum, mai bine. Toată lumea a observat că în momentul când te lovea și cădea, imediat era în picioare, un fel de hopa mitică era. Da, îmi părea și rău că le primeam, dar în același timp îmi părea și bine că nebunea mai tare. El probabil se uita la mine și spunea, asta nu, am înțeles, pici, dar te ridică, dar stai acolo. Dar și Betișor a sărit fără frică la bătă, adică acum pe bune, dăm cezărului ce al cezărului. Dar ați acceptat și voi ideea în sine că veți ieși
Dar nu pierzătoare, pierzătoare la nivelul la care... Noi am spus că indiferent de rezultat, noi oricum suntem câștigătoare, da. Indiferent de rezultat. Nu știm ce femeie din toată România asta ar fi rezistat la asemenea capace date în cap, la asemenea căști, cum primiți. Aveați căști destul de groase. Eu am zis nu, exact căști. prin casc, așa. Exact. Ai intrat prin... Da. Exact. Prin vizită. De asta și văzut că ai avut atunci la mască. Căști cu tot cu pânăs. Mi-a dat ăla prin cască și mi-a trebuit vreo 10 secunde să mă conectez iarăși cu cușca. Timpul în care mi-a mai dat încă două capace și eu n-am reacționat. Să înțeleg că perversul a reușit să arate perversa de pe Târgu Ocna. Aia a fost pe bune perversă. În niciun meci n-a reușit să asta. Eram doar felicitările. Ne putem închina în fața lui. Brătișor, eu am avut senzația că tu ai mâncat bătaie mai rău. De ce crezi că s-a întâmplat treaba? Pentru că a avut el ceva personal cu mine. Îl vom întreba și pe el. Pervers, ai avut ceva personal cu Brătișor? Nu, eu le-am bătut după cum a vorbit. Fiecare și-a primit porția după gura ei. Stai puțin, unde au vorbit? Înainte de meci. În conferințe. Deci să înțeleg că te-au deranjat mai tare declarațiile lui Brătișor? Nu m-a deranjat. E vorba de răutatea cu care a vorbit. Eu spun decât atât. În asta o lună, două, fiecare și-a adunat fiecare palmă sau punct care l-ați văzut acolo prin vorbele lor. Care a vorbit mai urât și a fost mai rea de suflet și mai iară, a primit bătaie mai tare, simplu. Eu oricum am împărțit frățești, a zis, două, adică nu. Ce te deranjat atât de tare la mine încât să primesc eu mai multă bătaie? Da, băi, a fost totuși, nu-i de-aia ne-am dus acolo. Ăsta a fost scopul. Nu am primit răspunsul la întrebare. Păi, dar nu l-am auzit. Ce te-a deranjat atât de mult la mine în declarațiile nimic mele decât, să te afecteze atât decât de tare? Răutatea cu care vorbești atât tot. Eu văd, eu am flerul ăsta de vede dincolo de tine, înțelegi? Iar Roxana, am văzut un om care te poate înjura o oră să nu te superi, pentru că sunt asemenea oameni care te înjură cu așa dulce, nu te superi. Păi, adică eu am concluzia la vorba... Vrei să zici că există oameni care înjură cu încărcătura asta emoțională, exact, din ură, exact. Și există oameni care înjură, dar doar din gură și le trece. Adică simți că care... nu pleacă de un altă adică parte. Adică el acum ne-a confirmat faptul că ne-a lovit cu ură. Înțelegi? Păi în cușcă... Acolo trebuie să ai, dar lovești. Lovești. Mai contează că lovești cu ură sau în cu bunătate? Dacă, păi nu, dacă s-a văzut tu... în ochii lui că el îl lovea cu ură. Aici este vorba, el... Dar stați puțin, tu ai intrat acolo crezând că eu să fac altceva? Păi nu, noi am fost pregătite psihic de acasă. Bun, și atunci de ce te-ai așa? Și atunci de ce eram șocată că te-a lovit cu ură, că nu înțeleg. Era vorba de privirea ta cu care ne loveai. Păi vrei să te lovesc cu ochii închiși? La un moment dat se schimbase la față. Asta zic, asta zic, despre asta e vorba. Ochii erau, nu știu, se făcuse, uite atât. Și gura-i fugea. Nu se mai vedeau ochii. Gura era aici la moment dat. Te concentra că la nostru macabre. Ideal e ca și din presiunea publicului. Deci momentul ăla eu, care eu n-aveam frică, în momentul ăla când m-am uitat la ea... S-a transformat pervers. Mi-a indus chestia asta psihic. Gen, ne-a făcut pe amândouă în așa fel încât să păstrăm distanța chiar dacă noi nu simțeam nevoia. Da, psihic. Dar oare și pentru că a simțit publicul cu... presiune și mai mare pe ceea ce... Eu trebuie să cred că pumnii pe care eu dădeam de la spate l-au și înăit. Și Brătișor, în mod normal, la antrenamente nu dădea spatele niciodată. Dacă cineva dădea spatele la antrenamente, tot timpul îi spunea antrenorul, nu dai spatele indiferent de situație. Și dacă primești un punct, stai cu fața. Exact. Am înțeles. Lucru pe care îl făceam eu, tot timpul. Niciodată nu cred că a fost o zi în care să-mi spună a fost perfect. Tot timpul am dat spatele. Și în timpul meciului s-a întâmplat exact contrariu. Și Brătișor nu și-a fost ceva cu ea, nu știu, ori un atac de panică, ceva s-a întâmplat, că a dat spatele în permanență. Motiv pentru care el a lovit de foarte multe ori exact acolo unde trebuie. Pentru că ea efectiv se învârtea așa și automat, până se revenea la poziția inițială, mai primea unul până se întorce iar altul. Dar tu, Brătișor, de ce te întorci cu spatele? Nu-și dădea seama. Nu-mi dădea seama. Eu primeam lovitura și da, asta e vizibil cu întorsul spatele. Da, e foarte da, vizibil. Dacă ea nu făcea chestia asta, spatele. Am făcut-o mai puțin. Da. S-a întâmplat exact contrariu, că în mod normal ea era cum am fost eu în meci și eu cum a fost ea. Eu sunt exact curios dacă după prima repriză, după ce ați încasat destul de multe palme și pumni, voi ați mai avut speranța că veți putea câștiga această luptă? Noi de la început știam că nu aveam cum să-l învingem. Noi eram convinse de acest lucru. Ați încasat foarte mult în prima repriză. La pauză atunci ce a zis? Mergem înainte, îl batem? Da, cum ați intrat? Încrezătoare în voi? În da, la fel. Fiecare pe poziție. Ce-o fi, o fi.
Indiferent de rezultat. La un moment dat am încercat să-l păcălesc. După ce mi-am dat direct în nas și mi-am dat două capace, la alea n-am reacționat. Părea că cum eu sunt acolo doar ca să mă... Capace a fost alea două și cred că au fost și ultimele. După care s-a terminat meciul. Știam oricum că dacă mă pun jos nu mă lovește. Și deja știam că ținta lui se vedea că este Betty și am zis, el oricum o să se ridice în momentul ăla când eu să fiu jos și o să plece spre ea. Și de asemenea, eu știam că dacă eu mă pun jos, ea, mă ridic el îmi va da picior în cap. Și în momentul ăla eu eram convinsă. Nu am bătut eu. A bătut Betty și înainte de asta s-a aruncat prosopul din colțul meu. Care s-a blocat. Nu l-am bătut nici eu. L-ați simțit pe perversul de pe Târgu Ocna că a obosit și că era obosit? Sincer, m-a surprins. Pe mine una m-a surprins. Da, a rezistat și el. A doua repriză, chiar nu m-am așteptat. Părea la un moment dat că mai duce încă una. Păi el s-a întâlnat cu Maca și privirea ei s-a transformat, din ce am înțeles, de la ceacră, că i-a lucrat pe ceacră. Păi a zis aseară Maca că a creat un monstru. Da. A zis cu gura lui că a creat un monstru. Cuvinte adresate de Maca, că el nu vrea să mai antreneze pe nimeni pentru că creează monștri. El nu... Monstrul ăsta e bine să fie acolo în cușcă. Uite, acum sunt cu voi aici, vă fac ceva, nu vă fac academie. Înțeles? E bine când ajungi acolo, indiferent cu cine ajungi, să devii un monstru, să distrugi și să pleci. Pentru că nu-i de-aia mergem acolo în cușcă. Eu nu mă duc acolo să pierd, nu cu ele. Și îmi pare rău, jur pe ce am... Mie îmi pare rău că am dat în halul ăla în ele. Dar v-am zis, fiecare și-a luat bătaie după gura ei. Eu v-am zis de la început, de la prima conferință, m-am zis așa. Eu pe premiza asta merg. O femeie care vorbește ca bărbații trebuie bătută ca bărbații. Și ti se pare că la prima conferință ți-am scos un cuvânt? La prima conferință nici pus nu am zis. A fost așa, știi, sau sunt toate. La prima conferință la ultima conferință a venit la mine. Nu ți-am zis pus la prima conferință. Dar hai ca să spun ce. Eu n-am vorbit deloc la prima conferință. Ascultă-mă, la prima conferință mi s-a întrebat cum mă simt după ce am fost paralizată. Asta a fost singura mea întrebare. Atât. La prima conferință nu ți-a scos un pâs. Băi, eu nu am venit aici să îmi cer scuze sau să... Nu, ăsta a fost meciul, v-ați asumat, nene. Toată lumea a semnat un contract pentru meciul ăsta. Nu ne-am bătut pe stradă. Dar tu, perversul, ai fost judecat, vă scris că ai stat cu... Ai iubit fetele, că... Nu, că n-am făcut-o pe stradă. Ei, nu, a fost într-un mediu organizat. Nu, adică, dar fost. Și fetele au zis că dacă a fost, adică 100% s-au asumat. Au zis și ele, știam că dacă a fost acolo la, și la meci, de fapt, la meci că a fost. Toată sala, da. Ținea cu tine, da. Toată sala striga perversul. Noi, eu cel puțin, într-un moment am încercat să mă conectez. Probabil și asta le-a demoralizat. Dar de ce oare s-a întâmplat asta și vă spun și de ce? Deci m-a șocat. A fost plăcut în ambele părți. Nu, e normal că sala, majoritatea sălii era reprezentată de bărbați, categoric. Numai da, dar cu faptul că nu au de aici la se percepe egalitatea între sexe. La mine, stai puțin, există o diferență între hai perversul, hai omoarele, bagă cuțitul în ele, taie-le, distruge-le. Mare diferență. Să ții pe una hai perversul, ok, toată susținerea mea pentru pervers. Pentru că poți fi un luptător la fiecare corect. Exactly. Dar de la hai omoarele, taie-le, distruge-le, vrei să le vedem moarte? Uite-te pe filmări, uite-te la fanii tăi. Deci înapoi pe centură, înapoi pe centură, adică doar pentru taie-le, distruge-le, omoarele, le vrem pe targă. Bă, oamenii au dreptul la păreri, oamenii, că și pe mine m-au judecat. Au dreptul la păreri, dar și noi avem dreptul să ne spunem părerea noastră și să nu acceptăm faptul că... Da, și pe mine m-au judecat, îți dai seama că și pe mine a fost fete. Că bă, s-a spus, dar ce ai avut în dreptul să intre fete, nu? Bă, că și pe mine, fiecare e liber să zică, știi, să vorbească, ce treaba. Cum a zis și perversul, mie mi-a plăcut faptul că a zis, băi, chiar îmi pare rău că le-am lovit. Bă, un om când spune îmi pare rău, pare ceva, o remușcare la alt mod. Dar aici nimeni nu încuraja violența să ne bate lângă cușcă și mai ales cu fetele. Dar pe lângă asta, aici nu înțelege internetul. Noi ne-am bătut în cușcă, ok. Dar bărbații care l-au susținut pe el, comentariile sunt pe internet, că vor să-și provoce nevestele nerixe să le bată, că a, de acum știu eu ce fac lui nevastă mea acasă, a, că dacă nevastă mea nu mi-aduce ciorba acasă caldă, eu știu ce fac, o pocnesc. Aici publicul a reacționat completamente diferit la cum ne așteptam noi. Uite, pe mine asta nu m-a deranjat, că sunt conștientă de ironie. Comentariile astea pot să fie ironice, da, în spirit dar de dar, în schimb, m-a deranjat foarte tare modul înapoi pe centură, panorame, etc. și mai departe. Adică eu nu mă gândeam niciodată că dacă o să ajung în cadrul NXF, o să fiu rata asociată cu o astfel de lume,
în timp ce mă lupt. Adică acțiunile mele nu denotă asta. Nu înțeleg de ce lumea o duce în zona aia sau la Betișor la fel. E ceva ce mă depășește. Nu, nu m-am gândit niciodată că ajungând într-o cușcă, luptându-mă, indiferent de adversar... Ascultă-mă, tu ai zis asta înainte de meci, că noi, indiferent de rezultat, hate-ul o să fie al meu. Exact asta a spus amândouă. Nu, eu dacă am gândit... Dacă vă aduceți aminte, vă pun filmări, am filmări. Când a spus așa, indiferent că batem sau ne bate, hate-ul va fi al lui. Nu am zis hate, am zis că indiferent nu, de situație... Nu, asta a spus, am filmări. Tu pici prost, din punctul meu de vedere. Poate asta ai zis, asta zic. Și acum că părerile sunt împărțite, noi ce să faci? E problema publicului și că... Da, perversul, cred că și atunci când am fost la, tot la o ediție și a zis că o să-l judece lumea că se bătă. Da, pentru că noi ce ne-am gândit? Da. Nu neapărat că am vrut să se întâmple chestia asta sau ceva, pentru că indiferent de părerea publicului, noi oricum luptam. Deci rezultatul oricum era același. Ideea era că noi ne-am gândit din punctul nostru de vedere că un bărbat, dacă lovește o femeie, ar pica prost oricum. Dar la conferință nu va hâdui nimeni din câte știu și a fost tot public. Asta spun și da, ce mă sperie exact. Cel mai tare e faptul că la un moment dat am nici fost favorite. Nici perversul, chiar am fost siropul. Am fost favorite de către public, adică la un moment dat până și publicul ne-a dat voie să fim egale cu el fiind femei. Adică de ce în momentul în care ne-am luptat și am oferit show-ul pe care ei l-au plătit să-l vadă, a fost nevoie să lovească în noi, pentru că practic la un moment dat pentru publicul că de acasă ne-a pus ca bărbat. Voi înainte de meci a spus că voi mă invitați pe mine în lumea pizdelor, iar eu v-am invitat bun, în lumea pizdelor. E show, e normal să te atac, e normal adică, să-ți vorbesc așa, pentru că ne-a atacat pe noi și ne-a jignit. Eric Stefanu este o cală sportivă 100%, este mai mult entertainment, e normal să fac un schimb de replici cu tine. Eu nu am vrut să vorbesc înainte mult, pentru că știam finalul. Înțelegi? Eu v-am lăsat pe voi, vă erați deja pe proțap, de cât vă învârtați. Voi nu făceați altceva. Eu știam rezultatul final. Bun, vă și acum întreb, dacă noi, de exemplu, stăteam la conferință și nu scoteam niciun cuvânt. Nu, publicul nu mai cumpăra bilete, publicul nu cumpăra bilete, lumea nu se uita. Și asta zic și eu, nu înțeleg de ce... Dar vreau să vă zic că povestea voastră încă de acolo a luat naștere, perversul. Că ai venit asta înseamnă show, au venit fetele și au zis ceva. S-a făcut atâta haz de necaz pe chestia cu fetițele power, fetițele power pop. A fost o glumă, nu e ca și glumă, că i-am revenit familia sau m-am luat de el personal. Dar ce, hai să lămurim o chestie, că tot plecând de la conferit pe tine, perversul ăsta cu fetițele power pop și au cu fetele Boris, tu le-ai înțeles? Eu n-am nicio, băi, pe mine nu m-a deranjat nimica. Și tu le-ai gustat. A fost pe foarte multe live-uri de... Da, a fost vorba de cu toată, că ți-mi minte că și tu le-ai gustat. Voi că voi stați puțin, eu le gust, eu n-am nicio, și voi nu aveți, nu voi, că nu puteți exista în fața mea ca Caterin, că vorbesc ca show, ca asta, pentru că eu din asta trăiesc de foarte multe ani. Dar voi trebuie să gândiți un lucru, voi când îmi ziceți mie, lasă că uite, că ești o pizdă, că te bați cu fetele, în spatele meu stă așa, o fată, încă o fată și un băiat, copiii mei, eu n-aveam cum să-i dezamăgesc. Și asta a fost... Eu când, în momentul când am deschis ușa și am intrat în casă și mi-a zis Fimiu, s-a terminat bine, tată, bine, l-ai făcut la cum ți-am vorbit. Pe mine nu mai mă interesează nici părerea ta, nici a ta, da, nici a ta, nici a ta. Alta, că pentru mine părerea voastră e zero. Publicul de acasă trebuie să înțeleagă... Nu mă interesează părerea publicului de acasă. A fost efectiv de șoc. Nu mă interesează părerea publicului de acasă, nu mă interesează. Când băiatul meu mi-a zis... Eu, e bine, tatăl, la cum a vorbit cu oală. Eu sunt diferite, el s-a gândit dar pentru el. Înțelegi? Eu n-aveam cum să intru acolo să mă gândesc la voi, adică simplu. Betty, tu nu te supăra că n-aveam cum să... Nu sunt supărată, mie mi-e rău perversul, nu sunt supărată. Eu deja e mult că sunt eu aici că vorbesc. Eu sunt uimită de faptul că din chestia asta de nimic am văzut foarte multe live-uri unde se comenta meciul nostru, de exemplu, și toți puneau filmarea respectivă când noi am zis fetițele power puff, puff, nu te-am jignit. Da, v-ați gândit că poate asta o să vă aducă o mai mare notorietate, da, pe viitor? Eu nu tuturor. Suntem, suntem Federația Română, bine. Mexic, suntem și Argentina, bine, suntem... Adică oamenii dintr-o ascultați-mă ce vă prost. Sunteți datorită mie acolo, că dacă eu nu vă băteam așa, nu mai vă pune nimeni. Eu îți mulțumesc. Păi asta zic. Eu acum am o întrebare. Știi de ce dintr-o reclamă poate nu tocmai ok, oamenii ajung să fie... Exact. Foarte. Dacă eu mă comportam altfel cu voi la meci, poate noi nu mai eram. Perversul, ai făcut meciul cu noi, împreună. Dacă exact. Noi nu eram cine suntem noi, de fapt, da. Și nu aveai cu cine să te bași și cine băi, să te rezolvi la lovituri, nu aveai nici măcar, nu făceai nimic. Ieșai, pentru că dacă tu ne loveai doar o dată și noi picam, nu era meciul ce era. Adică meciul ăsta înseamnă să dai să primești. Ascultă-mă,
eu dacă tratam meciul cum a spus Betty, am zis nu ajungea nicăieri. Păi, cu palme la cur, cu... Te contrazis singur. Eu dacă tratam conferințele așa cum spuneai tu, că nu trebuia să fac... Băi, nu s-a dat nicio conferință, n-a ajuns virală, decât meciul în sine. Trebuie dovadă. Ce a fost așa strânare? Ce a fost așa? Conferințele nu exista meciul. Lumea de acasă trebuie să înțeleagă. Am și o întrebare pentru fete. Considerați că ați avut mai mult de pierdut sau de câștigat în urma meciului? Nu consider că am avut nimic de pierdut. Nu știu, Betișor, ca imagine, ca ce vreți voi. Betișor, tu ce părere ai? Eu sunt foarte bine așa cum sunt. Bine peste toate presele, asta numele meu și-a răsanit. Asta că femeile și egalitatea, hai să vă spun. Nu, asta că am zis că de trei. Am zis că de trei. Te-au scris luptător din UPC. Deci, eu sunt foarte în fine. Am zis că de trei. L-au provocat pe pervers. Dacă sunt bine luptători din UPC. Auzi perversul, luptătorii din UPC. Deci, eu sunt... Perfect. Eu ce ai putea scrisă rețelele de socializare. Da, dacă sunt bine, după ce am văzut meciul, sunt luptător din UFC. Am stat de când s-a terminat meciul până a doua zi. Cei care au comentat la acel meci. Și pe mine persoana m-au întrebat. You are ok? Nu aș mai fi zis asta, că probabil ne-am exprimat deja o dată de dor, dar asta pentru că a zis și Roxana de reacția oamenilor și că a fost această judecată, că vezi, Doamne, că femeile, că bărbații, că egalitatea. Noi, în noi universul Ericsson, ne raportăm la cușcă. Noi personal, poate suntem micuțe, poate nu suntem îndeajuns de trecute prin viață încât să înțelegem lucrurile astea sau să gândim atât de profund. Poate, într-adevăr, există o problemă în societate și bărbații au o problemă cu chestia asta și poate sunt foarte multe femei care dau credibilitate lucrurilor acestora. Noi, intenția noastră nu a fost asta, nu ne-am măsurat forța cu el, nu am vrut vreo secundă să facem chestia asta, noi inițial am intrat acolo să ne demonstrăm nouă. Exact, am vrut să ne demonstrăm nouă, am vrut să oferim un show pentru că știam eu ce pot, Betty știa ce poate, știam că oarecum într-o oarecare măsură îi putem ține frâul la unele lovituri, drept dovadă, asta s-a și întâmplat, lucru din care a rezultat un meci extraordinar de frumos. Da. Bun. Adică lumea trebuie să înțeleagă chestia asta. Eu mai am o întrebare pentru voi. Când intrați pe acel podium, ce era mintea voastră? Că reușiți să-l sfâșiați pe perversul? Nu. Să rezistăm și să fim... Și să arate meciul ok? Eu m-am rugat atât. Mi-am făcut și cruce înainte și am zis, Doamne, te rog din suflet, dacă îmi dă un pumn, ridică-mă de acolo. Atâta tot. Am înțeles. Perversul. La ultimul pumn, s-a uitat și Dumnezeu în altă parte. Tu ai avut mai mult de pierdut sau de câștigat? Nu, am avut de pierdut, îți dai seama cu meciul ăsta, din punctul așa, în văzul lumii, pentru că fete, mă, până la urmă, înțelegi? Stai așa, ne-a răspuns după scurta pauză. Sunt fete, n-ai cum să... Alătură-te canalului de YouTube Ericsson. Alege unul dintre cele două planuri și bucură-te de beneficii exclusive. Planul standard de 14,99 de lei pe lună. Primești un cod de reducere exclusiv pentru magazinul nostru online. Participi la sesiuni de Q&A unde poți adresa întrebări direct în chat. Ai posibilitatea de a vizualiza emisiunile cu 24 de ore înainte. Bucură-te de galerii foto doar pentru abonați. Implică-te în poluri despre evenimente și meciuri disponibile doar pentru abonați. Planul Gold, la doar 29,99 de lei pe lună. Beneficiezi de tot ce se află în pachetul standard. Plus, vizionare live gratuită a evenimentelor Next Fighter și RXF Slam. Și vizionarea gratuită a evenimentelor RXF a doua zi după ce a avut loc. Apasă butonul Alătură-te de lângă cel de abonare și bucură-te de toate beneficiile RXF! LasVegas.ro. Alegerea ta numărul 1 pentru pariuri sportive online. Pariază pe cele mai populare evenimente sportive și trăiește adrenalina competiției. Beneficiezi de cote mărite pentru șanse mai mari de câștig. Îți personalizezi pariul cum vrei tu, cu funcția Bet Builder. Când un singur meci îți strică biletul, pariul șansă te ajută să rămâi în joc. Primești de până la 900 de lei bonus de bun venit la sport. Începe acum să pariezi inteligent. LasVegas.ro te așteaptă cu cele mai bune cote și cele mai mari câștiguri. Intră acum și începe distracția! LasVegas.ro, destinația ta favorită pentru jocuri de casino online.
Experimentează emoția meselor live cu dealer reali, direct din confortul de acasă. Pune distracția pe primul loc la turneele săptămânale și câștigă premii uimitoare. Te bucuri de 3000 de lei bonus de bun venit și de sute de rotiri gratuite la verificarea contului. Intră acum pe lasvegas.ro și bucură-te de o experiență de casino online memorabilă. Lasvegas.ro, destinația ta online pentru distracție în siguranță. Bucură-te de depuneri și retrageri instant, fără bătăi de cap. Plătește în siguranță pentru o varietate de metode de plată. Utilizează cardurile Visa și Mastercard pentru tranzacții rapide și ușoare. Preferi Apple Pay? Nicio problemă! E simplu, eficient și la îndemână! Ai la dispoziție și portofelele virtuale precum Skrill, Nettler și PaySafe Card. Descoperă și opțiunea OctoCash pentru depuneri în numerar și un plus de flexibilitate. Indiferent de preferințele tale, LasVegas.ro îți oferă metode de plată sigure și convenabile. LasVegas.ro. Plăți rapide, sigure și ușoare. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. RXF, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. LasVegas.ro, locul unde distracția te așteaptă în orice moment, cu promoții și câștiguri pe placul tău. Bucură-te de programul de loialitate cu recompense exclusive la fiecare pas. Cu oferta bonusuri pe alese, ai libertatea de a alege ce ți se potrivește cel mai bine. Plasează pariuri fără risc și bucură-te de joc fără griji. Încearcă-ți norocul zilnic la Wonder Wheel și câștigă bonusuri și premii gratuit. Aici, promoțiile sunt create special pentru tine. LasVegas.ro. Promoții uimitoare, câștiguri de top. Intră acum și începe distracția. Câștigă salarii lunare de 2000 de euro timp de un an, vacanțe în valoare de 5000 de euro, premii fizice, jackpoturi și bonusuri nelimitate. Participă gratuit la Wonder Wheel pe lasvegas.ro și nu rata ultima etapă Win Big! Găsești echipamente din galele RXF, tricouri RXF Streetwear Collection, accesorii cu branding RXF. Cumpără acum accesând magazin.rxf.ro. Dragilor, între 17 și 21 iulie venim la voi cu cele mai tari mașini. Racebox și Las Vegas vă dau o întâlnire la Sibiu, Brașov, Mamaia. Stay tuned!
Am revenit din scurta pauză de publicitate, am rămas la Perversul, unde l-am întrebat dacă a avut de pierdut sau de câștigat mai mult în urma meciului împotriva celor două fete, Roxana Țuțu și Benișor. Asta nu a fost nicio lecție pentru femei, nicio chestie de asta, a fost pur și simplu un show. Exact. Dar ți amintești vreodată că ai zis într-un live pe TikTok sau ceva că de femei sau că a fost cu... Nu am făcut niciodată. Și de unde a luat amploare chestia asta? Oamenii de acasă. Băi, oamenii... Că aici mă gândesc... Băi, sunt păreri și păreri. Eu acum când dau drumul la live, eu mi-asum și pe aia care mă înjură și pe aia care îmi zice te iubesc. Tot oamenii ne-au victimizat. Adică aia care îmi zice te iubesc sunt buni și aia, nu? Scrie cum scrie. Sunt buni toți, înțelegi? Noi nu am ieșit în online să spunem, Doamne, ce ne-a făcut, Doamne, ce ne-a adresat, ce s-a întâmplat. Din contră, am râs la toate videoclipurile făcute. Eu am râs la toate alea care s-au... Adică toate videoclipurile editate, toate meme-urile, toate chestii, adică chiar am râs copios și am zis, băi, chiar a ieșit. Și vă spun sincer, au fost bărbați din gală care nu s-au bătut cum ne-am bătut noi. Așa este. Lucru care de secundă știu eu și nu înțeleg de ce oamenii nu înțeleg de ce nu sunt supărați pe faptul ăsta, că unii bărbați intră și după prima palmă au plecat. Sau bat ca să părăsească. Exact. Iar noi, pentru că am vrut să demonstrăm și să ne ținem acolo cu el, indiferent de rezultat, suntem judecate. Băi, Betișor, părinții tăi au fost acolo prezenți, sunt și aici prezenți cu tine în studio. Ce ți-au spus după luptă? Păi, dacă știam că era atât de grav, nu m-ar fi băgat, dar asta a fost, sunt o eroină, rezist bine la cum, băi, chiar rezist bine. Am rezistat amândouă. S-a văzut. Planiște, pungi, fascinant. Eu sunt șocată. Din afară cuștii nu se vede. De după televizor, nici atât. Dar credeți-mă că în cușcă ce pumn ne-a dat. Se simte. Ce pumn ne-a dat. Și când spun că se simte, vă spun din tot sufletul. Pentru că capul. Sunt două zile de când s-a terminat meciul și noi eu încă sunt amețită. Încă simțim. Corpul nostru spune chestia asta, arată chestia asta. De acasă e foarte ușor să vorbim. Doar pentru, pur și simplu, faptul. Voi arătați, adică noroc că povestiți chestia asta, pentru că la față. Voi arătați bine. Arătați foarte eu cel puțin arăt ok, comparativ cu alte fete care au luptat în competiții, genul FC, meciuri de fete. Dacă vă arăt niște imagini, o să vă cam speriați. Desfigurare. Dar eu zic că nu trebuie să ajungem acolo doar ca să demonstrăm că am fost lovite și așa mai departe. Consider că am primit destul și căștile, dacă nu aveam căștile, nu, cred că de la primul pumn, nu știu, dădeam interviu de la Spitalul Județean. V-a ajutat foarte mult. Rog să mă părinții tăi ce ți-au spus. Măcar de amortizarea loviturilor. Foarte, foarte bine. Dacă erau și o mărime mai mică, ar fi fost mai perfect. Mama mi-a zis că... Am avut XL. Nu. E conștientă că eu, indiferent de situație, fac ce simt, da, că sunt nebună. Eu nu am o relație chiar așa... Ne-ai povestit la prima ediție. Da, eu sunt singură în ceea ce fac. Nu prea am eu susținere din punctul ăsta de vedere. Dar mama a zis, băi, ai grijă. Dacă... Na, nu știu ce să zic. Nu, care a fost primul mesaj pe care l-ați primit după această luptă? Și de la cine? Am stat de când s-a terminat meciul până a doua zi la 12 trează. Sau nu? Hai să o luăm așa. Să mesaje și tot nu erau terminate. Cu cine ați vorbit prima dată la telefon? După luptă. Eu cu iubitul meu. Și n-am vorbit că eram în spatele și ne-a tăcut doctorii după mine. După ce ți-a revenit. După ce nu știu, căuta pe Romeo. Cine l-a sunat pe Romeo? Pe Romeo l-ai sunat? Romeo, că trebuia să vină în spate. Și oricum, am fost deconectată. Prima jumătate de oră mă învârteam în toate părțile, dar oricum nu aveam o direcție. Doar... Era un fel de curcă beată. Da, exact. Am înțeles. Mă duceam la un interviu, mă trăgea într-o parte, eu dădeam să mă duc în alta. Da, ne luau interviul dintr-o parte în alta, intrați live, intrați live undeva. Medicul, stai aici să-ți îndrept nasul, să-ți zic, nu am nevoie de nimic, eu vreau să mă duc, ce, nu vreau nici papuși, mă duceam, vreau. Iar tu, perversul, de către cine ai fost sunat? Eu? L-au sunat datorile, ce ai zis, ai încasat, vină, plătește. Nu, comezi, după ce ai intrat în posesia telefonului, primul telefon de la cine l-ai primit? M-a sunat la capă, vină în spate că intru acum. Că eram pe acolo. Nu știu cine mă. Pe cineva să mai era cu mine. A venit fizic? Am văzut, da. Am văzut că erai pe acolo în tribună cu ea. Pe cine a susținut la Galaxy 46 fetelor? Dintre meciuri? Da. Automat, fiind acolo cu toții, practic un colțișor din noi a fost cu fiecare. Păi da, cu fiecare. Așa, n-ai avut niciun preferat? Nu. Noi, eu m-am rugat pentru noi două și cam atât.
restul... Da, noi acum am fost foarte deconectate în spatele ăsta. Nici pentru noi nu trebuie să rugat cineva. Mătișor, pe tu, pe cine să simți? Dacă mă întrebi pe cine, între profesioniști și Romeo, voi să știi, nu, că... Ține și cu profesioniștii, pentru că e multă muncă în spate. Eu știu ce înseamnă muncă. Dar Romeo s-a descurcat foarte bine. Da, chiar știu, am avut știu, felicitări lui, știu. Emisiunii Fight Club. Și băieții profesioniști? Da. E multă muncă în spate, n-ai... Știu ce înseamnă munca de luptător, știu ce înseamnă toate antrenamentele, deci, regimul. Deci tu l-ai susținut pe Romeo. Pe ambii. Perversul, eu pe propun ambii. Așa, să-ți deschizi o afacere. De noapte. Îți dau idee de afacere acum. Cine are soacre, mame sau, nu știu, femei tare în gură, vine perversul și frate, rezolvă situația. Să le înscrie aici. Ferraru deja i-a făcut observare și l-a rugat frumos care o doamnă pe scara blocului care nu-i oferă liniște. Da, mă, e. Și i-a răspuns da, perversul, domnule, de te rog frumos, vârsta sunt și fete, locația. Sunt dar eu v-am zis vârsta. Dacă vă aduce aminte... Este un spirit de glumă. Eu dacă vă aduceți aminte... Eu mi-am cerut scuze la ele până în, până în ultimul moment, înainte să intru în cușcă. Pentru că știam ce urmează acolo. Eu le-am zis, băi, îmi cer scuze pentru... Dar o să vă vadă rău de tot. Eu știam ce fac acolo, că nu intru să amenajez pe nimeni. Dar ai avut un moment când ai zis, bă, dacă cumva pierd cu fetele, ce fac? Nu, nici măcar o secundă. Nu. A fost un moment în care eram noi tăieli. Era Beti în față, eu în spate și chiar și comentatorul spunea faptul că e copleșit de loviturile noastre. Băi, și părea un pic confuz. Eu am văzut nu știau de unde vin, eu de la spate cel puțin. Da, eu am văzut pe filmare eram activă la un dat și Beti ce puse din de față. Ce mă văteam cu Beti și asta am dat prin spate, dar eu nu zic. Că m-am uitat pe filmare mă și l-am așa de casă da, și îmi dădea pe Beti și la un moment dat i-am prins una aici în barbă și cu Beti, tot mi-a dat drumul, măi nene, cu Beti în mână, când i-am primit aia în gură, s-a uitat la mine gen... Nu am văzut filmarea, eu n-am știut că... Și după aia zic eu, uite-ți, nu știu de unde vine! N-am văzut. Bine, acum știi cum e, after party, da, de ghilimele. Dar de ce te-ai pus cu spatele la gardul cuștei? Să-mi dozez energia, mă, pentru că eu am în momentul ăla, știți cât de tare m-am ofticat? Eram amândouă bune pe poziții și aveam gaz și el obosise, se vedea. Eu nu aveam gaz. Și pentru faptul că el se lipise de cușcă, nu ne dea voie să-i luăm spatele. Da. Pe care eu îl urmăream mereu, să iau spatele. Eu mă bazam pe forță foarte da, mult. Dar tu dacă îi luai spatele, rog, ce făceai? Să le în spate să-l ții? Nu, exact, îi dădeam și... de la spate cum i-am dat și acolo. Okay. La fel. Cum să ne urcăm, mie mi s-a spus clar. Să amândoi pe el cu spatele, pentru că eu săream în spatele lui și el se lăsa pe spate cu tot. Da, dea pe tine. Da. Rămâneam acolo. Noi oricum acolo, așa am fost între învățate ca și tactică. Beti să stea asta în față, că este mare, are alojă, pe știm, distanță, bă, iar eu să stau pe forță să vin din spate. Eu pe forță, că ce, poate ca prind să un deci, lucru. Deci, voi ați respectat planul pe care l-ați avut acasă. Într-un sau altul, că la un moment dat nu s-a mai păstrat. Nu mai eram paralel, era exact... că v-a dat planul peste cap. Ne-a dat nu, tot peste cap, nu planul. Nu, eu m-am dus. Vă la pare rău de această bătaie împotriva nu, unui bărbat? Nu, ne nu, raportăm nu, profesional, fetele, nu, sportiv, eu știu că nu mai sunt pentru care... următoarele da, mei, deci doar de cușa. Am văzut un bărbat până la urmă, e un bărbat de categorie grea, nu este... Vezi mai drag ce un bărbat în cușcă? Nu v-ați bătut nici cu unul de șapte. Vezi mai drag un bărbat în cușcă? Vă dați seama că acum chestia asta nu știu cât de drăguvat a fost pentru... E prea recentă. Da. Nu știu dacă, dar nu știu niciodată, că până la urmă nici până să intrăm cu el, nu ne-am gândit vreodată cum să intrăm. Acum corect și la noi vorbind, perversor, câte kilograme e pervers? 120. Nici nu e unul la 70 de kilograme. Păi asta spun, adică pentru noi... Adică voi amândouă nu știu dacă faceți de kilograme. Cu adică noi poate prin chestia asta am vrut să demonstrăm asta și fetelor. Asta zic, dacă era unul mai... Dar la tine pe ele două nu fac cu greutate. Mai am și o întrebare pentru voi, fetelor. La rândul vostru veți fi mame și veți avea copii. Veți lăsa pe fetele voastre să intre în cușcă într-un astfel de loc. Eu am o problemă la cap. Vezi, a zis că e primul pe care îl face. Primul loc o bagă în sala de box. Nu. MMA direct o duc acolo de mică, karate. Bagă tati. Ce am făcut, ce gen experiențele prin care le-am trecut, prin care am trecut bate eu și adrenalina și toate prostiile și toate, eu învăț din ele. Dar nu mi-aș lăsa copilul să facă chestia asta pentru că poate copilul meu nu reacționează la fel. Și atunci părinții tăi de ce să te lase pe tine? Nu da, crezi că e alegerea 100% Nu consider că fac ceva greșit, că nu fac nimic greșit. Pentru că până la urmă sunt majore. Că... Nu e vorba că fac ceva greșit, că mie nu-mi pare rău că am intrat în Erixev, că lupt în Erixev și așa mai departe, dar mă gândesc că chestia asta nu este pentru oricine.
poate în cazul în care îl dau la lupte și văd că într-adevăr are potențial și așa mai departe, da. Pentru că e normal. Dar așa de cap nu o să mă trezesc eu, Roxana, da, TikTokărița, mă duc să mă bat. E normal să-ți trezească emoție. Băi, nu știi ce se întâmplă cu el acolo, că n-am mai făcut chestia asta. Perversurile, da, ți-ai lăsat fata să intre în cușcă împotriva unui bărbat? Nu. Dar fi, băiatul cu fete. Noi fi, romi avem alte tradiții, sincer. Băiatul are 13 ani și 5 ani de box. Să-l lasă să ducă să bată, să ducă un nivel. Despre asta vorbeam eu. Adică în momentul în care îl dai de mic și așa, da. Dar trebuie să-i placă și copilului, Roxana. De mic ai fost întrebată. Adică, dacă ți-a lăsat copilul de mic să meargă la lupte, da. Mai morbid. Dar credeam că referitor la ce am făcut eu. Așa, da. Numai de copii. Așa, da, așa, da. La lupte l-aș da, clar. Eu asta zic, trebuie să-i placă și copilului. Da, da, pentru că nu e pentru cine. Uite, eu fetele nu le-aș lăsa, nu, tate, nu. Vedeți, tate, de treaba ta, du-te, termină o facultate. Și dacă ea va fi majoră și își va dori... Nu, dar pe autoapărare sunt eu și fraxul. Autoapărarea e relativ. Îți dau eu un caz. Am fost urmărită pe stradă, da? Până la scara blocului. Ce făcea fata ta dacă nu știa să facă... Sunai pătai că tu scobare jos, să te aștept. Pe unde? Că eu nu locuiesc cu tata, locuiesc singură. Și părinții mei locuiesc în străinătate. Pe ce făceai? Ok. L-am bătut pe nenea, a venit poliția la mine la ușă și eu sunt agresoarea. Cum să sun la 112? Uite că cu nimeni n-ai putut să fii. Nu înseamnă că m-a dat loc ăla. Da, mă, se întâmplă, nu știu, băi, ascultă-mă, sunt lucruri, eu n-aș lăsa, eu am vorbit de copiii mei, fiecare să-și duce copiii, cum îi duce pe ei. Aici părerile și aici sunt imparțiale, e posibil să zic că unii așa, unii clar, da, că fiecare sunt împărțite, înțeleg. Dar e relativă și asta. Pentru că de obicei și copilul indiferent câtă bătaie, agresiune. Indiferent câtă bătaie ar ști fata, când e un bărbat, îi trage o palmă, te-o lasă pe jos. E simplă treabă. Indiferent câtă bătaie. E bine să evităm conflictele pe stradă. Mai bine și cu asta basta. Da. Dar nu poți să-mi zici tu mie că probabil romul era martaloc 70 de ani sau ce ai făcut. Dar nu zici eu am trăit pe asta, mi-a pus una la gură, era în clasa 8-a, veneam de la premiere la sfârșit de an. În plină zi pe stradă, la ora 2. Norocul meu a fost să-i dea Dumnezeu să rătăcă că mi-a ieșit un vecin în cale. Și când l-a luat pe ăla într-o tură de pale... Astea sunt mai rare la noi în București, așa sunt mai rare, uite-ți, așa, o l-avem și pe Justi care îi aleargă. Adică și bravo lui, toată stima și respectul, că eu... Uite, îl spuneai pe Justi, venea la imediatele, că îl rezolvă. Tocmai de asta și aici al Neric Sef. Se întâmplă clinciuri, lucruri de împărțire. Da, am avut de fiecare dată pază și protecție și am încurajat sportul în cușcă. Bătaia în cușcă, nu pe stradă, nu afară, nu. Nici nu văd rostul. După această luptă. Nu e niciun exemplu pentru minori, bătaia pe stradă și multe alte. Nu există pentru nimeni. Pentru nimeni. După această luptă puteți rămâne prieteni. Eu n-am nimic, nenea, nu sunt. Nu mai aveți nimic de împărțit, ați răspuns. Când ați nici n-am avut ceva de împărțit. Nu am avut nimic de împărțit. Singurul lucru pe care l-am avut în comun a fost să oferim oamenilor de acasă ce e spectacol. Exact, ce au vrut să vadă și ce au plătit. Să ne mulțumesc. Noi le dăm exact ce cere. Să nu ne mai sincer, dacă nu eram noi, că lumea credea că noi o să facem un meci vechi, că o să fie o făcătură. Noi suntem dovada vie. A fost și am demonstrat. Un meci comentat cum că este o făcătură, cum că el o să ne menajeze, cum că el o să ne lasă. Asta se întâmpla înainte, nu? Da, înainte de meci. Și după nu. Lumea dovada, poate nici măcar n-a primit credibilitatea pe care trebuia să o primească meciul ăsta din pur și simplu fapt că lumea nu credea în el. Nu credeți că valul ăsta de hate și comentarii, să spunem așa, răutăcioase din partea oamenilor, vin totodată la pachet pentru că lupta s-a viralizat foarte tare la nivel... Clar. Global, clar, să spunem așa, și este în centru atenției și atunci automat fiecare om care se uită la clip își dă cu părerea. Da, sunt oameni care ar plăti bani grei, sunt alții care se luptă până la sânge să ajungă unde am ajuns noi. Adică nicăieri. Adică sunt oameni care plătesc pentru valul ăsta de hate ca să ridice, pentru că doar hate-ul te ridică. Da, mă, normal. Degeaba vine lumea și te complimentează pentru că vine, spune o vorbă frumoasă, mă, te uită. Dar dacă omul îți spune ceva de rău, vine și Xulescu și se strâng toți la oaltă și ei te pun dacă în pom. Dacă ești din anonimat cu... Ei te pun în pom și tot ei... Scutura pom. Dar de ce stai în pom? Scutura după. Pentru că tu mă urci. Vine și spun, sunt sportivi care muncesc, luptă pe 300 de euro. Foarte bine, mergi și susține-i.
Dacă un bilet de 53 nu se întâmplă cu sportivii aia? Eu am mai vorbit cu sportivii care se luptă pe 200-300 de euro să fac sportul de contact de 10 ani și nu luptă în gale mari și nu sunt promovați. Exact. Înseamnă că nu fac ceva bine, pentru că nu sunt acolo unde trebuie. Exact. În sportul ăsta nu e bani mulți decât dacă e soi. Uite, dar uite, să vă mai zic un lucru întâmplat. Care s-au dat în gala noastră foarte inteligent. Da. Dar să mă mai spun un lucru că tot spuneți, măi, de ce să zic așa de noi și femeile cu bărbați, că nimeni n-a zis de egalitate între sexe, că ne-am luptat cu eu sunt total de acord. Da. Nu s-a pus problema de așa ceva, a fost... Da, hai să vedeți noi ca în afară, pentru că dacă conceptul România... Dacă noi am lăsat chestia asta de înțeles, ne cerem scuze către publicul de acasă, nu asta a fost intenția noastră. Au s-au mai luptat femei. Că nici s-au mai luptat femei cu bărbați. Ce vreau să vă spun e că s-a spus chiar și după gala noastră. Deci, nu mai acum vorbesc de mine și Ionuț, că a zis că Ionuț are AVC, eu am băut la modul cum s-a creat un delay. Din e trecută, e expirată, nu mai știu să ne jur. Dar s-a spus că ce... Mergeți la galele astea RXF să plătiți bani, să vă uitați la... Măi, până și oameni mari din televiziune au plătit pay-per-view să vadă exact această gală. Deci o trezire a curiozității a fost... Acum că se închide cortina și în spate... Cum... Nu ai ce să le faci. Gala asta este ceea ce este și a ajuns ceea ce a ajuns datorită oamenilor de acasă. Eu îmi cer scuze că am eclipsat toate meciurile. Ei și-au dorit să la nivelul ăsta. Nu e vina mea că... Am eclipsat toate meciurile de acolo, din gală, și eu cu vete. Deci, sala a fost un infern de reacții. Era ceva ce nu se putea... Au fost meciuri care mie mi-au strânit emoții. Da, la da, meciul vostru, recunosc, nu aveam cum să nu râd. Se ridicau de la masă să mă și... să nu râd la meciul vostru. Eu am râs. La celelalte meciuri mi-au dat trăiri și stări de emoții. Am avut emoții. Și mie mi-a plăcut meciul 2 versus 2 profesioniști cu TikTokeri, cu răsturnări de situații. În prima parte, perversul stătea în tatonare. Voi chiar erați războinicele? Nu e adevărat. Se uita stânga, dreapta, stânga, dreapta. Păi nu, la modul cum începuse meciul, da? Dar la un moment dat... Normal că eram uzat. Pe mine m-a dat și pe mine jos. Dar la un moment dat, perversul avea o privire de aia de mirare. Se ducea la stânga când se ducea la dreapta. La un moment dat, i-a dat Beti un pom și... Nu, mie mi-a dat un pom și lui Beti i-a făcut doar așa. Exact, perversul. Ce-a fost, ce-a fost cu schemele alea de Mister Miracle? Aia a fost de alumaca lovitura, n-ai văzut? Din întoarcere. Te-ai pus așa în gar și ai stat ca Mister Miyagi cu atitudine dintre aia. Băi, așa de zile. Și te uitai stâna la dreapta. Știi ce m-a mirat foarte tare? Mi-a dat mie un picior în zona asta. Lucru care m-a mirat, de ce? Pentru că pentru el e foarte sus. Eu nu mă așteptam să ridic piciorul așa. Și l-a dat sus și bine. Ți-am dat de mult că ridică piciorul sus. Am studiat meciul. Cred că el doar a pozat în aia cu piciorul. Nici perversul n-a crezut că ajunge acolo. Nici el n-a zis. Deci aia e clar. Nu mă, serios, de când decate, uite, uite, îți dau un cap fără vrăjim, adică fără niciun fel. De la piciorul ăla mă doare mâna pe mine. Nu, dar pot să-ți dau un cap fără nicio problemă, ridic peste mai mult decât tine. Deci ca să dar nu e dacă nu am vrut, îți dai seama, nu am vrut să-i dau cu piciorul. Dar îți dau un cap fără niciun fel de problemă. Piciorul ăla m-a clintit. Și mi-a mai dat încă unul aici, deci chiopătam și tot spre mă duce. Da, Roxana are și un râs. Și că piciorul ăla m-a clintit. Dă unul de 120 de kilograme în tine, cum n-ai poate să nu te clintească? Dar știți care că și mie îmi venea să râd în momentul ăla. De ce? Pentru că el îmi dădea și îmi făcea că... Fă-te, nu cazi odată! Dă-i odată acolo jos! El se enerva că ne vedeam că veneam amândouă. El tot ne dădea, noi tot ne ridicam. Oricum, sunt multe de-astea, știi că... N-a fost un meci, a fost... Intenția lui care da, eu am avut da și tu. Una și să gândim vreo între noi și noi are drag pe amândouă, l-am găsit și păi nu mă gândesc care era, o dea mama aia. Adevărat că chiar n-a stricat, mă. Și după aia când ne dă la ceva, era șocolată, vină cu aia, și... La un moment dat, vreau să nervi, și perversul, cred că era șocat. Păi dacă domnul Amato Zaharia, pe care lăsa președintele Federației de Chepul, îl auzeam în cască, auzeam comentariile meciurilor și zicea, este incredibil cum rezistă fetele și nu... Adică... La un dat, lua să nervi, zice, nu mai am gasele, mai am foarte, foarte... Nu că eu, ce făceam? Eu plecam așa, fiate, veneam, îți dădeam porția ție ei, mă duceam la gară să-mi reviu. Dar și când îmi ai porția de la noi, te cam derutai puțin. Mă duceam acolo, zi? Dar tu, perversul, de exemplu, ți-ai evaluat loviturile ca fiind brutale? Eu? Da. Adică tu le-ai dat așa, că ai vrut tu să le simți, sau ești, bă, decât să pierd eu? Nu, mă, m-am dus să câștig, îți dai seama, m-am dus și eu. Da. Știam că au și căștile alea în cap și amortizează foarte mult din lovitură. De asta mi-a dat de mijloc, ăștia cam cască. Nu știu cum ți-am nimerit. Auzi, nu știu cum ți-am nimerit o ție, păi că de-abia să vedea ochii. Băi, nu știu cum, erai la sfârșit, te-ai dat un pumn, ai văzut că nu reacționează și pe aia mi-a dat înapăcat.
Nu, dar loviturile fetelor la tine cum au fost? Au fost puternice și ale lor? Le-a simțit că am văzut pe filmare că s-a întors. S-a întors și nu știa de unde vin. Cred că după 3-4... Da, nu, a primit unul în barbă până să-mi dai mie primul pumn. Mi-a dat eu pumnul din întoarcere. Când mi-a dat mie primul pumn, prima dată când am căzut, m-am uitat pe filmare, ți-a dat-o ție unul fix în barbă. Nu, dacă ar fi să reluăm lupta de la capăt, ați reacționa altfel față de cum ați intrat în cușcă de data asta? Cred că vorbim degeaba, că oricum acolo reacționăm în funcție de cum ne lovește, în funcție de cum... Dar răutatea o să fie aceeași, indiferent de adversar sau adversare. Dar am auzit un lucru foarte mare, să știți, chiar și în gara asta, și eu pot să spun că am auzit-o cu ceilalți oameni, chiar de la justițiarul de Bercen, care a spus că poate dacă îl pune jos, nu știu în ce context a fost întrebarea, s-ar fi oprit, dar nu mai fi dat, pentru că eu sunt, adică este milă. Și atunci, cu siguranță, cine intră în cușcă, trebuie să aibă o doză de răutate să poată să... Nu mă puteau pune jos. Acum, atunci și pe partea cealaltă, credeți că dacă el ne menaja vreo clipă, noi stăteam, îl iertam, îi spărgeam cap. Despre ce vorbim? Dar dacă îl vedeați... Adică n-am cum să-l judec nici pe-l cap dat. Nu, dar nu mă puteau. Da, uite, băi, dacă el stătea vreo clipă, în momentul ăla, vă spun că și eu și Betty nu-l iertam. Deloc. Fără milă. Aveți vreun regret? Nu mă știi. Dar și Betty, meciul unde a ieșit victorioasă, meciul trecut, da? Poate mai eram cu ea, adică a dat... Eu nu mai mi-amintesc dacă adversara ei a reușit să-i dea ceva. N-am primit Betty. Eu țin minte doar ce am văzut-o, că era pe partea asta, cu știi, și eu... La mine a fost mai nașpa. Da, dar și la voi a fost o bătaie. Cu bătaie televizată, cum s-ar spune. Da, da, da. Acum, dacă stăm să ne gândim logic, perversul este bărbat și are loviturile puternice. Dar loviturile dintre voi, fetele, voi aveți meciul cu adevărat serios. Doar că nu este lovitura unei femei, probabil, nu probabil, că n-am intrat să știu. Aceeași, exact. Mai ales la un om de statura lui și, da? Da. Asta zic, dacă voi... Păi doi mi-amintesc de Țuțu că era cu părul în 7 direcții, prins. Erau amândouă lovite, dar niciuna nu ceva. Nu, eu aveam... Kinga era așa. Eu aveam Kinga părul... Sau Kinga era cu... Da, ideea e că v-ați dat... Că chiar ne miram, da. Ți-mi minte că ai comentat meciul. Ți-au ieșit de acolo o grămadă de fire. Iar Betișor la meciul ei a lovit, deci că a fost să 10 lupte în cușcă, Betișor. La un moment dat, cu perversul, l-ai prins în clinch și ai vrut să-i dai cu genunchii. Ce s-a întâmplat? A dat genunchii. Am dat genunchii. Am vrut să cem loviturile mele de genunchi, dar mă ținea de cap, că și nu puteam să fac nimic. Ai apucat odată să faci așa. L-a luat de cap și am început, dacă mi-a fost mult și eu așa. Dacă de dat, nu mai știi faza aia. Eu am văzut acolo. Nu știu, nu știu. Da, a fost o fază simțit, spre cușcă la perversul când Betty l-a luat, atunci a venit așa și atunci da, am... Da, a... da. Dar nu știu că nu am simțit. Serios, dacă era... Ce simțiți, mă, perversul? Eu le-am zis înainte. Asta vorbeam în spate și zic, fără ce se simte bivolul? Ce se simte? Că dacă trebuie aici să lovesc, îmi plesc ca să simtă. Nu ne pare rău, pentru că toată vai, va spate perversul. N-am reușit. Toată dacă lumea, ați luat bătaie, aștept cu voi pe jos, v-a scos figură din cap, că ce bătaie v-a dat, fraților, e bărbat. Adică și-a fost făcut totul de show, înțelegeți? Și stai puțin, perversul vă scotea figurile din cap pentru rundele astea două sau... Da, așa zice lumea, dar nu asta e că noi avem figuri în cap. Ideea e alta. Dar noi le mulțumim, dacă au comentat cei care n-au plătit pe pay-per-view. Da, mulțumim că ne-ați făcut viral în continuare. Mulțumim că e cea mai viral meci în istoria Elixir. Dacă are vă 48 de milioane. E un clip pe TikTok care are 48 de milioane de vizualizări. Va face și mai mult. Și mai mult, da. Va face și mai e unul pe Twitter de 33. Dacă se oprește România din a mai comenta, nicio problemă, că începe. Mexic, Franța, Germania, Rusia. Vă sunteți încropuiri postate pe pagini de TikTok și Instagram. Uite, poate doar așa îmi pare rău că am avut, că măcar mă vedeam și eu la față. Da, ca să nu ne vedem. Băi, în caz că vă măritați prin alte țări cu meciul ăsta, am frăție acolo. Dacă vă măritați cu meciul ăsta, prin alte țări. Da, te duci invita la nuntă. Nu dai seama, nu știi de ce barosan de asta, de la meciul ăsta. Păi deja dacă i-a scris lui Bătișor luptător din UFC. Auzi, ce? Luptător din UFC i-a scris lui Bătișor. Mi-a scris și mie o fată, dar foarte frumoasă, mi-a scris, ce faci? Păi ăla și a zis, vrei bătaie? Și a început să râdă și-a. Nu cred, auzi, că-ți l-a băgat bine. Mi-a scris, cred că aia virat. Mi-a scris, de noi. Ce faci, Bătișor? Da, voi din cei care v-au luat cu egalitate între sexe. Și ți-a dat bloc. Mi-a dat, mi-a dat, mi-a dat, râsul. Vă imaginați că acolo să zică, bă, trebuie să avem puțină statută. Culmea comentariilor din online legate de subiectul ăsta, în privat,
Am primit doar mesaje frumoase. Da, și eu. Foarte puține. Dar n-avea cine să spună, nu vă înțelegeți că la nicio și bărbații. Toată lumea v-a admirat, am deci, avut deci, să vă spun ultima. Edițiile dintre cu, da, după gala. Aici voiam să ajungem, nu la câștig. Aici voiam să ajungem, să demonstrăm. Și de fapt, poate și fetele care ne provoacă uneori să se gândească de 10 ori înainte. Am o întrebare pentru perversul. Da, eu... Perversule, soția ta se comportă mai frumos, îți gătește micul dejun, s-a schimbat ceva în relația voastră după meciul ăsta? Nu, mă, nu, pentru că nu, cred eu că am 20 de ani cu nevastă. Adică e la fel. Adică știu oricum ce se întâmplă dacă nu face ceva. Sau nu mai schimbă nimeni. Revine. E greu să stii o fetiță lângă tine 20 de ani. Să fii cu cineva de 20 de ani e foarte greu. Și de copil. Sunt copii de 62-3 ani, fuge, sunt 3 luni. Ce zice, câte? Ultima rețetă am stat acolo o lună jumate, zice. Și zice și mie, zice, nu știu, eu... Dar au fost și momente în viața voastră de cumpănă, nu? Nu, că pleacă din casă. Când mă vede că am bală copilor, își ia cafeluța, s-o ce jos la scară, s-o ce la mama, mă las acolo, că eu sunt nervos 5 minute. Eu sunt nervos 5 minute. Adică și genul ăla exploziv. Băi, eu explozez deci, acum 5 minute. Dacă îl alergați 5 minute cât îl țineau nervii pe perversul, îl puteți bate. Da. Măi, eu am nervi, acum pe moment am nervi, după 5 minute am fumat, ce nu mai am nimic, nu mai am treabă. Așa, dacă lăsați să fumeze la pauză și o țigară, altceva. Păi oricum era pe modul, lăsați-mă să mă odihnesc, că vă plac imediat, stați un pic. El se punea pe lângă cușcă și... Eu presim că meciul ăsta cu perversul voi și perversul să ajungă, ăsta e doar începutul, din punctul meu de vedere. Zici că-s baba, v-am găsit. Mâine sunt, ți-am zis, mâine sunt invitat. Iar voi sunt convinsă că în alte meciuri cu fete, dacă nu cu bărbați, oricum o să vă mai vedem. Nu cred că se întrerupe cariera asta sportivă aici. Betișor, ce părere ai? Este deja planificat un alt meci. Deci vezi? Da, na. S-a vorbit cu Sebi. Cred că oamenii... Adică la cum ați arătat, vă spun și eu ca fata. Dar cu ce? Cu fata sau cu băie? Curajul, da, pe care voi l-ați demonstrat. Faceți abstracție de ele din... Da, pentru că... Ți-a ajuns gata. Deci veniți-vă la mine ca prezentator, pe noi nu ne cunosc oamenii fizic și dau cu părerea poate din ce văd. Ca idee și sunt multe comentarii urâte. Poate și cu cine mă bat eu. Titulatura nu ți-o ia nimeni și dacă faci profesia ca tare, sub cerul liber, toată lumea. Așa e. Este foarte important, foarte important din punctul meu de vedere, că nu v-a doborât o astfel de chestie, din contră, v-a motivat. Felul în care ați văzut înfrângerea, meciul acesta va determina cum ați Betișor deja pentru altă luptă și e păcat de calitățile pe eu care voi deja le aveți. Vă rog frumos, A venit perversul cu ideea că a zis că el știe cu cine s-ar bate, cu Nikita. Serios? O numești da, dintre perversul și băi, să știi că parmeze, că și eu mă certam cu Silvia pentru Morone. Așa că nu știu ce să zic. Încerca pentru Morone. Ce zici, perversule, face față Nikitei? Îi fac spate, dacă nu fac față. Nu. Cred că acolo e de la egal la egal, nu? E mare, mă bate aia să zic acolo. Nu, nu, dar voi acum trebuie să vă gândiți cu... O știi? Mă gândesc ce fete are acceptat. Vezi că e mare, da. Eu mă întreb ce fete are acceptat meciurile cu voi acum. Atunci ai știi ce fac? Nu, nu știu. Asta aici trebuie să scrie. Serios, mă zic, că după meciul ăla sunt multe fete cu potențial. Sunt foarte multe fete cu potențial. Nu se pune problema ca și cum suntem noi mari, smardoice și vezi, domnule, ce facem noi Cristian. Nu, dar vezi că e un dar este un lucru pe care îl spun și eu. Perversule, inima contează. Știai că după meciul ăsta ți-a făcut cineva melodie? Ce vezi? Nu știi? Cu perverse. O să-ți arătăm. Păi să-i dau clipul jos, doamne. A dat perversul în ele, chestii de genul. Sunt, doi să-i dau clipul jos. Ce comentariu te-a enervat sau dacă a fost nu perversul mai, nu le, eu nu cel mai tare de la o persoană publică? De la o persoană publică? Da. Dar nu știu cine a zis. Nu știu. Un bulangiu de la un... Dar nu știu ce persoană publică a comentat așa. Pe voi, fetelor, ce mesaj al unei persoane publice v-a supărat? Sau la pe mine, care l-ați interpretat? Nu persoane publice. Un transexual de la mi-a zis că sunt porc. Supărat sau ceva, uite, eu mai... preferă mai bine nu zicem numele, cred că se știe foarte clar, nu neapărat supărat sau ceva, doar urmiți, că noi am spus din start și mai spunem încă o dată și de 100 de ori, că ne-am asumat egalitate. Exact. Și nu mi s-a spus așa, persoană asta foarte cunoscută, se știe foarte bine și de către voi și de toată lumea, cum că noi nu avem demnitate și că
O femeie cu demnitate, orgoliu și țigările pe casă niciodată nu ar accepta un astfel de meci. Adică, practic, automat în momentul ăla în ai spus că noi nu avem demnitate. Din această lume. În condițiile în care tu știi cu ce se mănâncă, nu cred că e cazul să judeci chestiile astea, pentru că știi foarte bine. Lasă lumea să vorbească, fiecare are părerea lui. Eu melodia se intitulează Super Perversul și mai am o întrebare pentru tine, dacă te-ai bate cu un travestit sau doi. Nu vreau să mă asociez, să-i aleagă praful și pulverea de el, nu vreau să-i nu te bate! Nu, vă zic eu, el nu se bate că e frică, că a zis el într-o emisiune că ambiția unei femei în combinație cu puterea dacă unui bărbat, că e frică de travestiți. Vă zic eu, e frică că i-a bătat. E frică că i-a bătat. Păi dacă țuse de la prostia din cap, păi i-a zis, când m-a văzut pe versul cum mă antrenam, curgea apele pe el și eu lasem un prior caut buz de la, de prior caut de curgea apele pe mine, îmi bubuiese capul și ea zicea, când m-a văzut pe mine cum antrenam, curgea apele pe el. Bă, dar eu știi ce am făcut, nu te rog să nați superversul. La altel cu prosopul meu și mie îmi bubuia capul de la ăla. Știi ce apreciez, de Roxana? Că nu ți-a dat flatulența în cușcă ca să plec. Am uitat de ea! Am uitat că i-a a zis eu părăsesc făcușca dacă tu-mi dai flatulența și perversul n-a părăsit. Dar Roxana m-a scos. Și noi la luat un bus de la de energie, îmi zice, băi, că ia și bea, și câte o guriță, câte o guriță, câte o guriță. Deci când am ieșit din vestiar, vă zic, sincer, că mi-am pânat pe perversul la palme dinainte de meci. Nu Betișor, eu am o întrebare pentru Betișor, mă lăsa și pe mine să... Am văzut în față, vrea doar să-i facă în caș. N-am cu cine să vă am și o întrebare pentru Betișor. Yes, de ce nu ai dat mâna cu perversul când ai ieșit din cușcă? I-a vomat, adevărat. I-a s-a dus și i-a dat găleata. Perversul a vrut să-l ia pe amândouă în brațe. Dacă eram alocător, l-am găleată și-l puneam în cap. Perversul a vrut să-l ia pe amândouă în brațe. Măcar să facem audiență. Și Betty a plecat spre cu... Da, spre Ișric, că i-a dus cineva găleată și ea. Da, mi-a zis cineva că ți-a ridicat mâna, ți-a pupat mâna foarte frumos din partea mea. Și cine mi-a ridicat mâna? Ce pe acolo? Nu, perversul a venit la voi cu adevărat. Era în mijloc să vă... Era în prima jumătate de oră în care nu știam ce am făcut, ce urmează să fac și cine sunt. Nu eram de conectat ce face și ce căutăm aici. De nu, eu cred că el a simțit răutatea în cușcă în acest meci, dar în afară cuștii nu, adică pentru el a fost... Da, cred că și noi am simțit răutatea în cușcă și voi, da. În cușcă a fost total diferit de dinainte și bă, una peste alta, perversule. Suntem aici, suntem toți ok și am Dumnezeu a vrut să se întâmple așa, Dumnezeu a dat putere nouă. Care au fost primele cuvinte ale antrenorului tot după meci? Maca? Da. Am creat un monstru fără să-mi dau seama, zici? Și îți dai seama? A făcut cel mai mare pas ever și mi-am dat seama că e foame de follower și de ce? Și a făcut Instagram. Nu am făcut eu. Nu mă ocup eu de el. E a tău? Da, da. Știi de el? Cineva. L-a făcut. Cum e? Perversul și mie mi-a dat atât și mulțumesc că lui a care a dat. Dar eu i-am dat mesaj și zic, tu ești? Vedeți cum s-o ocupa. Care eu am avut discuție cu el. Am eu un prieten care am păcivat care s-o ocupă de toate astea. Perversul Târg Ogna. Da. Așa l-am găsit. Deci imaginați-vă. Am păcineva care s-o ocupă de toate astea. Ai auzit perversul? Perversul Târg Ogna. Deci n-a scris târgu, a scris târg. Era târg de u, băi. Perversul nearticulat, târg. Cum auzi, fără diacritică, ocna. Pervers târg ocna. Cred că-ți vin acum. Nu e târg. Așa ai văzut că se ești târg sau târgu? Ia mai citește încă o dată. Târgu? Târgu. Da, târgu frumos. Apoi am zis nearticulat, nearticulat. Târgu ocna. Perversul. No, normal și cum trebuie, nu? Târg. Perversul târg. Nu, eu citeam jos, mă, nu sus. Nu, eu zic cum te găsesc cu oamenii. Perversul târg. Așa mă găsesc cu oamenii? Da, uite. Trebuia direct perversul târg. Ăsta este titlul de search, vezi? Nu știu. Perversul târg. Târg trebuia direct. Perversul târg. Dragilor, noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Îți mulțumesc viralului perversul de Târg Ocna. Mulțumim fetelor. Mulțumim și noi. Măi, aveți toată admirația tuturor. Eu vă spun, deci chiar sunt un om care... Ar fi drăguț măcar să avem. Măcar de acum încolo. Eu nu sunt un om lingușitor, de asta nici nu am evoluat pe culmile înaltului, pentru că exact cum ai zis, Roxana, dacă n-ai scandal, nu așa. Și nu am intrat în astea, dar să știți că toți oamenii chiar v-au admirat pentru curaj. De la antrenor, la comentator, la profesionist, la oameni în lumea sportului. Bravo lor că au văzut și partea corectă, da? Nu din alte perspective și în alte viziuni. La fel și pe
perversul pentru participare și că ești și victorios, la fel cum și fetele se așteptau că nu va fi altfel în meciul. Da, normal. Important de care stai, că oamenii că devine viral. Să nu uităm că tot a fost un show. Noi ne-am făcut treaba într-un final. Exact. Ne-am făcut treaba. Avem vizualizările? Le avem. Deci, mulțumim publicului. Exact, mulțumim publicului. Continuați acum că nu se mai văd alte meciuri în afară de ăsta, e treaba lor. Da. Să nu uităm că pe 13 iunie avem gala Next Fighter 15 cu un main event incendiar dintre Măru Gagicaru și Denisa Despa. Aici o să aveți voi. Puteți urmări această gala live pe canalul de YouTube Erixef MMA dacă aveți abonament Gold. Bravo Denisa Despa, bravo Măru Gagicaru. Doar cei cu abonament Gold pot urmări această gala pe canalul de YouTube Erixef MMA. Adică simplu intrați, dați subscribe aici unde noi suntem, subscribe. Dați abonare. Și pachetul este 29,99 lei pe lună, adică mai puțin de 10 euro cât era un pay-per-view. Da. Și atunci lunar, cu această sumă, vedeți toate galele, iar cele oficiale, da, galele de zile și de fighter le vedeți live, iar cele oficiale la doar 24 de ore de la difuzare. Plus că, la mai puțin de 24 de ore, pot urmări în avans emisiunile pe care noi le pregătim aici, cu o zi înainte. Acestea fiind spuse, mulțumim Roxana, mulțumim Betișor, mulțumim Perversul. Eu la mine Mihaela Târzianu și al meu coleg prea fericit Ionuț Atodirese, vă mulțumim pentru atenția acordată, sperăm să fi fost o ediție de Conexie și astăzi și vă așteptăm cu altele la fel de incendiare. Seară minunată! Seară minunată la toți!